se poate, că nu strică. Bună ziua! Hello! Seara! Și bună, babe! Ce faci? Bine, să rămână. Cum te-au convins ăștia să vii mâine? Greu. Bani mulți, doar. Bani mulți, bani, dar... Acum îi pare rău că a cerut prea puțin bani, dar... Care e îngerul? Care e devil? El este îngerul. Faceți stand-up? Da, am un roast, deci la adresa juriului. Să-i prăjesc. Ei prăjiți, doamnă. Oricum. Știi ce am făcut ca să fie mai ușor? Am printat imagini cu ei în momente când ei erau foarte duri și m-am adresat lor în timp ce îmi pregăteam roast. Acasă? Da, acasă, pe perete. Da. Sunt ciocălățele pentru juriu. Dar după ce mă votează, ca să nu se interpreteze ca mită, da? Trebuie să fie clar. E mită de după. Nu, ca să-i indulcez după ce-i... Okay. După ce-i acrit. După ce-i... Da. Să avem ideea, să scrii textul, să... Păi ei sunt o sursă de inspirație foarte bună. Uite-te la ei că sunt decolorați. Privește-i și vezi câte îți vine să spui la adresa lor. Păi da, Delia, așa stă îmbrăcată, măi? Ce stă? Cu training sau ce? Parcă e cosmonaut. Dă-ți picioarele cârnații de aici și stai, nu mai sta ca o lăuză. Te-am rugat. Delia nu mai vrea lăuză, s-a supra de lăuză. Delia, sorry for you. Asta e. Asta e viața. Așa stau bine? Mai bine. Tenți aplauze. Stai și așa, de exemplu. Când o doamnă respectabilă vrea să urce pe scena umor, nu mai punem întrebări. Pentru noi e suficient. Să o primim cu aplauze pe lăcrămioara Bola! Bună seara! Salut, mâna! Oameni buni, voi sunteți motivul pentru care eu mi-am pus tocuri în seara asta. Cam zis să fiu și eu. Hai! Adică pe aceeași înălțime. De unde cu voi? Păi, de ce vă e rușine să recunoașteți, fraților? Depresia nu se ia că nu te-ai protejat. Stai liniștită, Delia, că nu mă referam la tine. La tine, optimismul e evident că mereu te îmbraci cu ceva roz. Ia să vă văd și în seara asta? Mov, lila. Da. A, e pe dedesubt. Pentru Răzvan, normal. Apropo, dar ce îți lucrează soțul tău? Fesierii. Mm-hmm. Deci nu e el. Că eu m-am tot întrebat. Cum de vezi tu viața mereu în roz? Și cred că se datorează medicului tău optician, așa-i? O fi foarte bun. Hmm? Sau o fi de la gene false? Că o să-mi pun și eu. Dar îmi pun și pe sprâncene, numai să văd la fel ca tine. Și știi ce mai cred, Odelia? De ce te-au pus ăștia aici? Nu ca umplutură. Ci ca ambalaj. Normal. Păi... Dacă tu n-ai fi, nici n-ați mai avea concurenți. Ar concura numai ei doi. Actorul zvânturat versus rapperul deșanțat. E, da. Păi, te ții de stomac. Da, stomac. Că tu trăiești așa, într-un montan rus emoțional. Non-stop. Dacă avea un talent lăcrămioară, avea talentul să te enervezi. Și nu zicea niște chestii, adică nu zicea nimic atât de greșit sau atât de... Bă, dar ia cu felul de a spune, știi? Da, eu te înțeleg că ești imprevizibil. Că la fel mă comportam și eu când eram gravidă. Avea o voce de profesoară, lucru care mă seacă. N-am venit cu profesorii, dar este genul ăla de vorbit, de dictare. Ca și cum eu așa acum, cine să spune? Bun, concurenta lăcrămioara, care a venit în ziua de vineri, este o concurentă. Cum ar fi să fie așa tot testimonia? Nu te-ai enerva la un moment dat? Nu, tu să nu notezi, tu să te uiți la mine așa. Da, ia zi-mi, ție, ți-a mai crescut? IQ-ul! IQ-ul!
jură-te că era ai mizat mult de tot pe gluma asta. Adică ai zis, aici ai nenorocesc pe toți. Deci aici să râde în valuri. Deci mă duc și mă uit în ochii lui și spui, ți-a mai crescut și așteptarea va fi de p***. Ei, toată lumea zică, nu am doar întreabă tine. Eu primul să spun. Of, Doamne. Lupt cât se poate împotriva plictiserii. Cât se poate. Lupt împotriva aici nu era absolut nicio șansă. Era ceva foarte rău, ceva care te face să se scurgă toată energia. Bendac, știi cine mai e colega mea de salon? Kim Noble. Cum? N-o cunoști? Pictorița? Păi, ea zice că ți-a fost mentor. Ci că a obținut un nou record la sindromul personalității multiple. Cine e Kim Noble? Ce, da. Sunt incult Există acum? Google. O să folosești după emisiune. Fraier. Deci Kim Noble este o artistă, o pictoriță foarte celebră în Marea Britanie și pe întreg mapamondul, datorită picturilor ei, dar și datorită faptului că are foarte multe dedublări de personalitate. Însă tu, Chelu? Eu mă uit în ochii dumneavoastră și zâmbesc, deci nu fac nimic. Uite așa stau. Însă tu? Eu. Noi știm exact că tu trebuie să-ți baci ca să te simți bine. Și bineînțeles în stilul tău. Nu, în stil propriu, da, normal. Exact. Da. Adică repede și degeaba. Aici vă hazardați, doamnă. Dar eu pe undeva... Pe unde? Îți dau și ție dreptate, că e mai sănătos să fii agresiv decât depresiv. Și că ar fi primul pas spre reabilitare. Mihai, te simt într-un inconfort total. Ce-i cu tine? Ce-i? Din cauza mea? Mi s-a spus zilele trecute că pot să simt foarte bine energiile. E, de data asta mi s-a întâmplat, nu mi-aduc aminte că mi s-a întâmplat, mamă, nimeni mai pot să mă urmăresc. Deci, îi sugeți energia lui Bendeac, doamnă. Nu-mi sugeți nimic. Nu despre asta este vorba. Păi mai întâi trebuie să-mi propui. Să vă propun? Da. Eu mă enervați prin simpla prezență, nu știu de ce. Pe cuvânt. Și aveți un... Dacă vine din partea ta, vine ca un compliment. Nu, da, aveți un stil de a vorbi... Mă doare stomacul, jur. Da? Așa vorbea? Pe cap! Te distrugea psihic, i-am zis. Pe ea ți-o doresc. Partenera ta de viață. Soția ta. Mama copilului tău. Ălălalt. Ia. Dar tu foarte des ai aceeași senzație. Și când e de bine și când e de rău, la tine nu... Nu există un ghid așa. Doamne, dar parcă vorbeați cu mine. Doamne, este moartea totală și irevocabilă a televiziunii. El va întâlni. În lume. Ce anume nu ți-a convenit? O să-mi recapăt discursul imediat. Momentan sunt subt. Subt. În momentul în care vorbim, oameni există în pușcării care au ucis lăcrămioare. Adică oameni care au ucis persoane precum lăcrămioară. E pentru că este genul de persoană, să mă ierte Dumnezeu, genul de persoană care te enervează în două secunde. Frecă-mă și mie pe urechi. Nu poți să te frecă, sunt atentă la doamna, că vreau să... Gura! Nu mai... Vă rog, doamna! Ia o pauză, Bendac, tu te un pic de apă, freșe. Mama! Unul dintre cei mai feroce concurenți de la Iumor. Ce să-ți fac? Ai vrut jurat la Iumor? Suportă-ne, dragă! Unul dintre cei mai colțoși, dințoși, periculoși, recalcitranți, oameni care au pășit în acest platou. Doamne, nu stați în mine, vă rog, eu, faceți-vă numărul. Ești foarte simpatică. Mulțumesc. Dacă tu mă place, asta îmi și doream. Tu ești logica. Vă ascult. La tine, Bendac, sincer să fiu, știam că vei reacționa așa. Devin gelos. Putem să căpătăm un pic de dinamism? Da, spune-mi, ce vrei? Nu, adică continuați-vă numărul, să avem un pic de... Rămăseți la mine. Băltim acum. Da. Hai. Ok, Chelu, pentru că m-au întrerupt. Reluăm. Eu o să tac. Mulțumesc. Tu ești previzibil. Noi știm exact că tu trebuie să-ți baci ca să te simți bine. Adică,
Repete și degeaba. Asta mă omoară. Gata, acum mi-am dat seama ce mă omoară. Asta mă omoară. Dom'le, dacă veniți cu noi și eu aveți de comunicat... Nu mă mai întrerup, ce faci? Vă întrerup. Deci asta mă omoară, pentru că acum am identificat ce mă omoară. Și de tema, unde e logica? Păi nu, păi uite, păi asta este logica. Pentru că mi-am dat seama ce mă omoară. De ce trebuie să vă luați, adică e clar că v-ați gândit la lucrurile pe care le spune. De ce trebuie să luați pauză înainte de niște cuvinte care nu sunt esențiale? E momentul să intrăm cu bomboane. Noastră veniți și spuneți, Chelu, bună, ziua. Păi asta ne omoară, pe mine mă omoară. Da, dar pe tine te omoară multe lucruri. Da, așteaptă un pic. Gata, vă rog, iertați-mă. Reluăm de la, îți dai drumul repede. Haideți, doamne, spuneți. Bendeac, vină la noi, că avem bomboane. Sunt un domn. Vă instig să vă continuați numărul. Și iese și atent. În timp ce acest mitocan de clasă inferioară vă întrerupe de la început. Haideți, doamne, continuați, vă rog. Bendeac a fost dușmanul acestei doamne. Ea nu s-a putut realiza din punct de vedere profesional, pentru că Bendeac, în mod josnic, a întrerupt-o pas cu pas. Vă implor, continuați-vă numărul. Dacă eu mai spun ceva până terminați... Haideți, doamne. Deci spuneam că pe undeva ai și tu dreptate, Chelu. Că e mai sănătos să fii agresiv după cum se vede decât depresiv. Și că e primul pas spre reabilitare. Mm? Asta te-a enervat. Mm? Asta te-a enervat rău. Ce e mâul ăsta? Băi! Ce ți-am zis? Moare ăsta, moare! Doamne, eu cred că nu-i place nici tonul vocii, dacă mă întrebați. Păi noastră, noastră declanșați dialog, dar de fapt nu vreți dialog. Adică dacă am pe cineva în față care spune... Mm? Și după aia dacă spun ceva, ce? Păi ce faci, mă, mă întrerup? Gata, mă, e rostul meu. Deci să mor dacă mai spun ceva. Tu nu-ți dai seama că la un moment dat m-am simțit neglijat în discuția cu Bendeac? Adică chiar atât de lipsit de importanță sunt să mă rog de o femeie să-mi spună lucruri urâte și ea să nu se poată concentra asupra mea? M-am simțit foarte mic. Doar ei își bat joc de mine acum prin intermediul dumneavoastră. Haideți să reluăm. Am terminat. Înaintea mea, sunteți nebună. Gândea că a întrerupt-o pe doamna asta de vreo 10 ori. Iar eu așteptam să văd, în mod apocaliptic, ce urmează după prematurul meu, ca să zic așa. Dacă am terminat cu tine, de ce nu mă las să termin și cu el? De ce nu m-ai lăsat? De ce m-ai întrerupt? Adică, erai gelos sau voiai mai mult? Hai să avem o discuție. Mă dezamăgiți, nu, dar vorbiți cu mine, lăsați. Bendeac este Bendeac, eu sunt important acum. M-a enervat după ce că n-a avut niciun pic de umor, n-a avut nimic să ne prezinte, ne-a și certat, ne-a și umilit cu niște firmituri de roast îngrozitoare. Te așteptai rău absolut. Da, bineînțeles. Oameni dragi, stai. Eu am fost Lăcrămioara și vă mulțumesc pentru atenție. Și îmi pare rău că a ieșit așa. Lăcrămioara, cu ce vă ocupați? Lucrez în Anglia de câțiva ani. Ce lucrați în Anglia? 3 ani și jumătate am lucrat ca și carer, adică am grijă de persoane cu dizabilități. Și anul trecut... What? What's up? Nu, îmi contemplu viața, adică am făcut niște până acum, așa cum a intrat, aud, eu stof... Da, asta ești tu, asta e farmecul tău. Dacă îmi spuneți că faceți și opere de caritate, mor. Ați fost vreodată profesoară? Da, de ce întreb? Tonul vocii. Am lucrat ca profesoară de engleză înainte să plec în Anglia și anul trecut am început... De unde știu, de unde știu? Tâmpenia mea, nu știu cum să zic, acolo rolul meu micuț, inexistent, degeaba, de ambalaj, cum a zis ea în roast. De ambalaj drăguț ce sunt eu aici. Pusă, mi-am dat seama că e profesoară, fără să știu nimic. V-am simțit, aveți atitudinea aia de... Mulțumesc, o iau ca un compliment. Și vocea ascuțită în sus e, se duce un pic... Și ca o centralistă din aia la telefon. Știi, frecvența aia, știi, ca la delfini. Nu știu, la balene, la ce era pe o frecvență de nu poți să o... Ai comedie fără pauză și porție dublă de ai umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale ai umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play!